Agricultorii din Basarabia bat clopotele în dungă. Aceștia avertizează că nu se pot înțelege cu deținătorii bazinelor acvatice ca să le asigure acces la apă pentru irigarea terenurilor agricole. De cealaltă parte, cei care gestionează lacurile susțin că nu au o bază normativă care să precizeze clar cine are dreptul să utilizeze apa din bazinele pe care le gestionează. Agricultorii s-au pomenit într-un impas pentru că, deși la momentul actual legislația prevede posibilitatea obținerei unei autorizații la folosirea apei dintr-un bazin acvatic, privat sau public, agricultorul nu o poate obține pentru că nu poate colecta tot pachetul de acte necesare. Subiectul a ajuns în vizorul Consiliului Economic. În cadrul dezbaterilor mediul de afaceri din agricultură, ecologiștii și reprezentanții instituțiilor statului au discutat propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și mediului în sensul soluționării subiectului. Așadar, documentul prevede excluderea din pachetul de acte necesare agricultorului pentru autorizația la folosirea apei a două documente, regulamentul de exploatare a barajelor, iazurilor și a lacurilor de acumulare, precum și actul care atestă dreptul de proprietate sau folosința asupra terenului pe care este situat corpul de apă. Dacă în prevința excluderii celui de-al doilea act, participanții la discuții nu au avut obiecții, în cel de-al doilea document prezentarea regulamentului de exploatare a lacurilor, părerile s-au divizat. Unii au susținut excluderea acestui document pentru că este practic imposibil de obținut deoarece în cele mai dese cazuri nici nu se întocmește de agentul economic. Alții susțin că necesitatea de ținere acestui regulament este importantă, pentru că nu poți emite o autorizație dacă nu există un regulament care furnizează o informație clară despre niște parametri tehnici a unui lac și care va stabili cantitatea de de apă care poate fi luată din acest bazin. În cadrul ședinței, experții prezenți la eveniment au venit cu propunerea de a amenda cadrul normativ care să clarifice condițiile pentru irigare din bazinele de apă. Toate opiniile vor fi colectate de Secretariatul Consiliului Economic fiind ulterior sintetizate și prezentate guvernului spre adoptare. Mediul de afaceri a solicitat aprobarea tuturor modificărilor care țin de acest subiect într-un timp cât mai restrâns, așa încât să nu fie afectată activitatea agricolă din acest an.